Cele două eleve aveau 16 ani și au ajuns aproape în comă la urgența spitalului din Curtea de Argeș. După ce și-au revenit, fetele au povestit că au fumat o țigară ce conținea substanțe etnobotanice, iar la scurt timp au început să se simtă rău. Destul de gravă după ce au consumat plante etnobotanice. Au fumat. Care erau simptomele acestor pacienți? Am înțeles că sunt destul de tineri, aveau în jur de 16 ani. Deci somnolență, stare de agitație, palpitații, tahicardie, fibrilații musculare, o stare de greață. Complicațiile ce pot să apară în cazul consumului de etnobotanice sunt variate și pot să ducă chiar la deces. De aceea este important ca tinerii să primească îngrijiri medicale în cel mai scurt timp. Pot să apară complicații cardiace și la persoane care sunt sănătoase, tineri sănătoși, sau poate sunt și tineri care au probleme cu inima și atunci situația este mai gravă. Pot apărea convulsii, deci simptomele sunt foarte diverse și problema e că nu avem antidotul, deci tratamentul specific ca să le putem trata aceste simptome. Deci antidotul plantelor acestea etnobotanice. Sunteți medic, spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră aceste plante etnobotanice și mă refer în mod special la consum. Eu cred că este un pericol pentru sănătatea tinerilor. Sunt niște droguri, deci încadrate în categoria drogurilor zise ușoare și eu cred că sunt la fel de periculoase ca și celelalte droguri. Acum, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu certitudine ce fel de substanțe au consumat cele două eleve.